România s-ar putea bucura de un nou complex balneoturistic, cel mai mare și mai modern din zona Moldovei. Este vorba despre o stațiune celebră acum 100 de ani, însă distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial. Conform focusprimatv.ro, stațiunea balneară de la Vizantea Livezi urmează să fie construită de la zero. Proiectul a primit aviz favorabil, iar investiția se ridică la aproximativ 37 de milioane de lei. Complexul ar trebui să fie gata peste 2 ani. La începutul anilor 90, stațiunea balneară din comuna Vizantea Livezi încă era frecventată de turiști. Perioada ei de glorie apusese însă de mult. În timpul celui de-al doilea război mondial, zona a fost puternic bombardată, iar locul a rămas în paragină timp de decenii. Virtuțile vindecătoare ale apei termale de la Livezi au rămas neschimbate de-a lungul timpului. Acum în zona au mai rămas doar vestigiile a ceea ce altădată era o stațiune înflorătoare. Visul localnicilor de a reînvia stațiunea s-a lovit constant de imposibilitatea de a găsi finanțare pentru proiect. Actualul edil a găsit însă soluția, iar proiectul construirii unuia din cele mai moderne stațiuni balneare din Moldova a fost deja demarat. Viitorul complex se va întinde pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați. Odată realizată, investiția ar trebui să genereze locuri de muncă pentru localnici. Dacă totul decurge conform planului, muncile pe șantier se vor încheia în 2024, relatează focusprimatv.ro.